Mulțumesc, Haralambie! Iată-ne din nou la Ministerul Opiniilor și Părerilor, unde purtătorul de cuvânt va comenta cele mai importante știri ale săptămânii. Urmează să aflăm pentru ce s-au rugat 200 de gălățeni, dacă se mai face școală în țara asta și, mai important, ce se întâmplă cu pisica peste care s-a trasat un marcaj de drum. Iată-l că vine, haideți să urmărim declarația. Bună ziua și bine ne reîntâlnim la... Ce facem noi aici? Că nu știe nimeni ce face aici, domnule. Deci, în țara asta nu mai știe nimeni nimic. Nu mai știi ce și cum. Mi-or încurca programul, nici nu, în fine. Haideți să începem cu întrebările, pentru care bănuiesc că v-ați strâns cu toții. Haideți să dăm prioritate, doamnelor. Haideți, nu. Deci, vă rog frumos, dați aici, în față, microfonul la... Domnișoara. Cristina, de la revista Sânge Albastru. Cristina. Ce părere aveți de numele pe care l-au dat prințul Harry și Meghan Markle cățelului lor? Hă? Numele pentru câinele prinților Harry și... Numele pentru câinele... Cum îl cheamă? Știți ce? Eu trebuie să zic eu, nu? Deci asta fac eu jumate din muncă. Deci întrebarea vine necompletă și după aia fac eu jumate din muncă. Deci asta este nu ce... Nu prea e frumos. Îl cheamă și... asta îi zice. Îi zice la câine. Am venit! Valeria! Bună, am venit! Valeria! Te rog frumos, nu. Valeria, te rog, stai dracului jos. Valeria! Îmi cer mii de scuze. Valeria, stai dracului jos. Alu, mai ușor! A făcut insolație pe căldurile astea, 30-40 de grade. Apă minerală, uite ce se întâmplă. Deci te rog, Valeria. Termină, stai, te rog frumos, jos. Eram la p***, să ne revenim puțin. Ți-aduce aminte de lucruri, nu? Câinele. Așa se cheamă, așa ori decis ei că ori fost în Botswana și ori zis ce frumos ar fi să-i punem numele p***, cum se cheamă, moneda în Botswana. Da. E foarte frumos ca o numele să la câine. Nu supără pe nimeni decât dacă vine în România. Că iese cu el așa... Unde te duci, știi? În fine. Te rog frumos. Bravo! Valeria. Ce dracu am vorbit? Ține-te, te rog frumos. Haideți, alte întrebări. Hai să mergem. Nu, acolo în spate. La cine? Cosmin Prepuțeanu. Domnul Cubască, dar vă rog Cosmin frumos. Cosmin Prepuțeanu, de la circumcizia vasluiană. Da. Guvernul a decis să achiziționeze 250.000 de tablete pentru așa noul este an școlar. Așa este. De ce s-au achiziționat doar 250.000, având în vedere că sunt 900.000 de elevi în noul pentru an școlar? Pentru că sunt foarte scumpe. Deci tablete sunt foarte... scumpe, ca pantofii ei. Cât de scumpe poate să fie, domnule Purcala? Minim de 4 ori mai scumpe, că altfel nu rentează să le cumpărăm, deci răspunsul... Nu rentează să le cumpărăm dacă nu sunt mai scumpe, deci... Păi ok, sunt mai scumpe, dar cum veți împărți 250.000 de tablete la 900.000 de elevi? Păi le aruncăm în aer și cine le prinde... Le aruncăm în aer și cine le prinde are norocul să le prindă, cine nu se uită pe fereastra crăpată a internetului. Am glumit, nu, vă dați seama că eu glumit, nu, ați glumit. Ce dracu, lasă-mă, dracu, în pace, că mi-a aranjat cravata de mi-or sărit. Te rog frumos, stai jos acolo, Valeria, că mă enervez. Dânsa este, nu dai cu treabă cine-i dânsa, stai jos acolo, te rog. Lăsați cine-i dânsa, domnul. Valeria, domnul... Valentina de contact pe vos. Într-o instituție, priviți, cultură, domnule! Domnul Pârcălab. O iei de la coada vacii și o duci în capitală, priviți. Deci nu vreau, că... Vă rog frumos, haideți să ne concentrăm puțin aici. Vă rog. Bun. Deci, sincer,
ce s-a întâmplat, s-a făcut o selecție a elevilor în funcție de medii. Deci, ăia deștepți, n-au nevoie de tabletă, că ei deja îți deștepți. Deci, trecem la următoarea întrebare, vă rog frumos. Deci, cei deștepți? Da, domnul de aici, din față. Ce cauți, domnule, să umbli cu pantoful Valeriei mele? Ia mâna, mă! Ia, stai jos acolo, te rog. Luați, este să duce dracu toată conferința asta. Stai jos, Valeria, dumneavoastră, dați. Vă rog, un răspuns scurt. Un răspuns scurt. Unde deci ajung tabletele? Scurt, domnule, elevii de 6 și de 8 primesc tablete, ăia de sus n-au nevoie, ăia de jos n-au voie, că-s proști și le sparg. Dați mai departe. Am înțeles. Dați aici, mulțumesc, în față, dați aici la, în față, la domnul cu barbă. Împungătorul. Un? Iar împungătorul. Ce iar împungătorul, mă? Haideți, vă rog, continuați. Mereu vorbești tu de fiecare dată. Ia, gata. Bă! Ok, prima întrebare. Da, vă rog. Între voi e tensiune sexuală sau ceartă? Ce faceți aici? Între noi este ce vrem noi să fie, că nu te baci tu. Nu e posibil să suntem cu toții la conferința asta aici. Întrebările trebuie să fie despre ce se întâmplă în România. Și cum să mă concentrez când faceți din asta aici? Nu vă uitați, uitați-vă în altă parte. De-aia ne-ați chemat. Ziceți tatăl nostru un gând, ce să zic? Haideți, vă rog. Și șef de la Romsilva Bacău au fost prinși cu șpagă de $1,000,000. Da. Un milion. Știți cum se cheamă ăștia? Nu. Fabrică de celuloză. Că transformă copacii în hârtii. Dom'le, trebuiau să protejeze pădurile. Cum? Trebuiau să protejeze pădurile. Ce au făcut? Ce să facă? Le-au protejat cât au putut, după aia restul s-a... Dom'le, nimic nu se pierde, totul se transformă. Hai să ne gândim așa. Deci ce dracu ne tot învârtim atâta pe ăsta? E mai scump să mai scump pe miriștrile ăsta să le defrișez. Deci, vă rog, haideți, următorul. Deci ca de obicei acolo, niciun răspuns. Gata, acum dau microfonul. Nu, dau la doamna Valiza, Luiza. Nu, vă rog frumos, dați. Da, domnule, că nu ne certăm acum, mă cer cu toată lumea. Se pare că m-am dat ok? Cine? Vă rog. Hai, ziceți. Da. Umbrărești, suntem la Umbrărești, ne concentrăm. Umbrărești, da. Galați, frumos. Da. Peste 200 de gălățeni s-au întâlnit să se roage împotriva coronavirusului. Da. Să te înghesui să te rogi împotriva coronavirusului e ca și cum mai face o orgie antigonoree, corect? Totuși, dacă putem să trecem peste momentul de clasa 5, da, au luat o amendă de peste 50.000 de lei. Foarte frumos din partea ta. Ne concentrăm? Umbrărești? Umbrărești. Ce loc frumos. Se numește Umbrărești, că nu e lumină în capul lor deloc. Cum să te prindă? Că tu ești prost, te prinde, știi ce zic? Că stai acolo, te prinde, în loc să... În fine. Te ajut. Sunt foarte inconfortabilă. Nu mă văd și te ajut. E ok cum te ajut? Cred că nu mă aude, puteți să mă ajutați? Domnul Pârcălab? Poți să fac eu discurs despre... Da. De ce ai dat unul din casă? Poți să vin? Nu vezi în ce hal e? Să vin? Noi, Valeria, avem și noi copii acasă. Ce dracu cauți aici? Că la o telenovelă. Ce dracu cauți aici? Spune, ți-am spus să stai acasă? Stai jos, te rog frumos. De ce să stau acasă? Deci gălățenii ăia săraci de ei au. Ca să stau acasă? Deci gălățenii săraci de ei, asta așa este. Da, noi suntem pe locul întâi, suntem bine, gălățenii s-au dus acolo să facă și în fine. Dar vă doreau măsea sau ce s-a întâmplat acolo? Cum? Ce vă doreau măsea? Ce? Nu știu. Așa fac eu zgomote din când în când, să trecem peste. Și ea face la fel în ce zgomote. Haideți. Aici în față, deci vă rog aici în față. Nu, dați în față, am spus, dar vă rog frumos. Haideți. Bună ziua, Raimu Stăcioară, jurnalist freelancer. Vă salut. Am aflat informația că mașinile de poliție din România vor arăta fix ca cele din Germania. De ce? Pentru că polițiștii români au cerut ca să aibă mașini ca afară și așa că le-am vopsit. Mulțumim pentru inițiativa extraordinară. Es ist klar?
Și din nou... Niște frage. Următoarea altă întrebare. Haideți. Da, tot despre Poliția Română, da. Care am aflat că își va schimba numele din Poliția Română în Poliția Națională și se va înființa Poliția Animalelor. De ce este nevoie această schimbare? Deci, odată la 30 de ani trebuie să rebranduim Poliția. A fost miliție, după aia a fost Poliția Română, acum este devine Poliția Națională, că oamenii își pierd încrederea... Oamenii își pierd încrederea în... Deci oamenii își pierd încredere în poliția română și atunci trebuie să rebranduim o dată, nu știu cât timp, că apare altă instituție, aceiași șef, aceleași organe îmbrăcate la fel. Am zis organe valere și nu te-ai sesizat. Ha-ha, sâc. Da, Poliția Animalelor. Despre poliția... Mai taci, băi, că ți-am luat de toate, bă, și tu le arunci acum ca un animal ce ești. E clar că sunt îndrăgostiți. Deci, vă rog frumos, Poliția Animalelor. Mi se pare Poliția Animalelor este foarte bine. Te rog frumos să taci că n-am terminat încă. Poliția Animalelor este făcută absolut perfect. Poliția Animalelor, că Poliția Animalelor este pentru animale. Poliția alaltă este pentru oamenii de rând. Ți-ai luat o amendă, Poliția Oamenilor. Ești violator, ești de la care dă în cap la oameni, tâmplar sau cum se cheamă la ăsta, la așa. Deci astea sunt niște animale, au nevoie de poliție separată, corect? Nu, da, Poliția Animalelor este pentru oamenii care sunt oameni care își bat caii, de exemplu. Și tachicalul lui, de ce să nu-l bate? Auzi? Cine să-l bate, mă? Auzi? Dar termină, Valeria, că-s aici, mă, ce dracu, mă, tot trebuie, mă, faci să țip atâta. M-am dat bine? Te-ai dat extraordinar. Vezi, nebun, hai, pe gură? Hai, du-te, pupă-l pe ăla pe gură, că mă și ener, pe care vrei tu. Aici. Vă rog, dați-l la următoarea întrebare, că nu se poate, de este de banană totală, dați în spate, vă rog frumos, acolo. Domnișoara care știe să se comporte în societate, spre deosebire de... Vă rog frumos, haideți. Ana Paucăr, de la ziarul Caucand. Avem o problemă, domnul Pârcălab. Am ajuns de râsul lumii, practic. Marcaj rutier trasat peste o pisică moartă în mijlocul drumului. Deci așa ceva. Cum se poate așa ceva, ziceți? Deci nu este vorba despre o greșeală. Nu este vorba despre o greșeală. Deci avem... Dar termin, dar lasă-mă în pace. Lucruri importante. Vrei să o mângâi sau ce vrei, măi, moartă, dă-o dracu de pisică. Este un marcaj special pe care îl face statul român. Este un marcaj special. Este linie discontinuă când ai voie să depășești, linie continuă când n-ai voie să depășești, dublă linie continuă când chiar n-ai voie să depășești. Și avem linia cu pisică, care ai obligația să te întorci 3 metri înapoi să vezi dacă ai luat intersecția sau nu. Să pune după intersecții. Deci nu este o greșeală, așa e marcajul, da? Haideți, vă rog și frumos. Animalele. Da. Doamne, ce mi-ai dat tu mie? Haideți, hai să mai luăm o întrebare, că dați acolo la domnul de acolo, Nicolae din spate. Ramses, de la Slobozia Veselă. Nicolae Ramses, a mai fost toată. Da. Eram curios, am înțeles că SUA își sporește prezența militară în România. Da. De ce? Nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata... Da, asta mi-aduce mie aminti. Este, se mărește pentru că avem nevoie, evident, de... nevoie de trupe speciale care să vină să antreneze. Ți-am dat bani să-l iei, mă! Că nu l-ai... Deci avem soldați, deci vin soldații în România pentru că avem nevoie să ne focusăm puțin, asta avem nevoie, să fim puțin atenți, să nu ne distragă, să... Cine? Spunem cine? Cine? Spunem cine? Cine?
Nu, deci armata, deci domnule, să fim, deci un pic să ne focusăm. Deci vine armata americană să ne antreneze aici. Noi nici nu avem așa mulți copii mulatri. E mai frumos în țară. Mai faci, e mai pare mai cosmopolită țara. Să vină, domnule, cheltuie bani la noi în țară, nu? Ce bani? Dolari, dolari americani. Deci vin ei aici și fac cu dolari americani, cu ăsta o să fie foarte frumos. Eu zic că abia îi așteptăm. Plus să nu uităm de amenințarea rusească, care dacă vin rușii, bine că vin americani, deci eu vă spun sincer. Haideți, haideți să continuăm cu întrebările. Dați acolo, dați acolo, dați acolo la băiatul. Da? Am și eu o întrebare. Vă rog. Hai să oprim scandalul, hai să oprim Valeria, scandalul Valeria, și să ne întoarcem Valeria la probleme. Țara asta are probleme mai mari decât... Domnul Pârcălam, ne întoarcem la... Ne întoarcem, domnule, în timp să refacem toate greșelile pe care le-am făcut acolo, vrem să ne întoarcem. Vă rog, dar ia jos, ia loc, Valeria, te rog eu, cum să-ți mai spun, în ce limba p***? Valeria, o să vă scriu pe Instagram. Nu te-ai schimbat deloc de când te-am cunoscut, tot în brațe la alții ești. Haideți. Hai să ne întoarcem, să oprim scandalul și să ne întoarcem. Suntem în plină pandemie vă în țara rog, asta. Vă rog. Și de la zero, noi întotdeauna avem niște probleme cu adevărat de luat în seamă. A fost surprins un lucrător CFR, un controlor, fără mască. Da. Cum vă poziționați în situația asta? Deci CFR oricum este deci ei sunt mult în trecut. Deci ei abia ori trecut de gripa spaniolă, se lăsăm un pic să se bucure de România dodoloață, aș zice, da? Că na, asta este. Dodoloață, dar n-are mai mască, domnule. Un pic mai mare, rotundă, rotundă. Dar-i dă bine, Valeria, las-o încolo. Dar lăsând gluma la o parte, ce se întâmplă? Nu știu dacă ați fost cu trenul. Ia ta mizerie pe tren, că dacă intră COVID-ul face ciuperci. N-are cum să... Deci omul ăla nu-i prost. Credeți că ăla e prost? Credeți că ăla control? El știe că în tren COVID-ul moare. El când se dă jos poartă mască. Pune viața oamenilor în pericol. Dumneavoastră la cine se trezi? La mine sau la domnșoara? Eu sunt la îndoială. Bine, perfect. Haideți să mergem mai departe. Da. Da, deci nu credeți în COVID, am înțeles. Aici, vă rog frumos, băiatul din Slobozia, de unde sunteți? Da, de Slobozia Veselă. Știu, vă rog eu frumos, dacă se poate. Eu am venit cu rata, e și foarte cald. Și eu am venit curat. Și m-am murdărit aici, și imaginea mea s-a murdărit, deci nu vă mai spun. Doamna Valeria, haideți, vă rog frumos, dacă... Valeria, nu ne mai arăta... Vă rog frumos, haideți că ne contagiază făptura. Deci am înțeles că o să fie schimbări majore la gimnaziu, anume dispar anumite materii, cum ar fi dezvoltare personală, educația tehnologică și limba latină. Da. Este adevărat? Este foarte adevărat, pentru că oricum aveam o problemă foarte mare cu absenteismul, deci se fugea foarte mult de la materiile astea, așa că dacă ai o problemă cu ceva, ce faci? O elimini de la rădăcină. Deci noi acum am scos aceste materii, deci nu vor mai fi absenți, ceea ce este absolut așa să fac lucrurile. Deci ai ceva, scoți. Ai carie? Scoți măseaua. Nu stai să repari. Scoți. Valeria, și am înțeles că vor dispărea și mai și bagi, Valeria. Am înțeles că vor dispărea și notele la religie, sport și la muzică. Da, pentru că este după părerea mea. Deci după părerea mea umilă, care este când am decis noi să facem chestia asta, care a fost. Deci la religie, cum pot eu, am eu cântar de suflet, cum pot eu să știu că sufletul ăla are 10, ăsta 8, că poate greșesc eu. Dacă Dumnezeu nu mai are puterea să ne judece, cum zice sfinții ăștia sfinți. Cine? După aia, sfinții care au vorbit. Dacă puteți să ne dați câteva nume de sfinți, dacă puteți să spuneți. Pavel, stai, domnule. Nu, adică să știm exact dacă e pe cine, să vedem cine e responsabil. Deci la sport. Da, da, da. Sport. Cum pot eu profesorul să-l dau, deci spre exemplu, lui ăsta 10 sau lui Valeria să-i dau 10 când că copiii se dezvoltă diferit, deci în clasa 8-a, la unii cresc picioarele, la unii cresc picioarele. Cum pot eu să zic că, bă, tu iei 8, că tu n-ai crescut din start, nu? Da, și da. La muzică, manele pentru toată lumea. Asta este. Am rezolvat. Stați jos, vă rog frumos. Deci toată lumea are dușman de mici. Manele funcționează și să ne concentrăm pe manele. Nu? Perfect. Vrem să băgăm lăutari la anul. Se bagă lăutari când se deschide școlile. Băgăm lăutari în clase ca să se obișnuiască oamenii cu ritmul, cu... Haideți, Florin Pește, stați jos, vă rog frumos. Da, sunt puțin confuz, să haideți, știți. Haideți să... Nu știu, nu, adică...
Nu, vă rog. Eu am promis la domnul redactor că vin cu... Vă rog, treceți mai departe, haideți. Haideți, dați la domnișoara. Dați la domnișoara, vă rog. La care domnișoara? La domnișoara, așa. Mulțumesc. Apropo de costumul de om, a fost creată pielea artificială care simte. Ce ziceți de acest miracol al tehnologiei? Da, se duce dracu tot. O să da prin lege să ne facă implant de obraz și... Aveți aici, o să ne pună, deci vă spun, asta o să fac. O să ne facă implant de piele și o să avem și noi obraz. În momentul în care o să ne simțim, te rog frumos, Valerie. Și după aia o să ne pună inimă. Deci o să ne pună inimă și după aia o să simțim și lucruri. Păi da, așa ceva se poate. Deci eu vă spun, o țară nu se poate conduce după inimă. O țară dacă e condusă după inimă, se duce dracu. Deci, când trebuie să pe mine mă deranjează, că vomiți pe hainele pe care ți-am cumpărat, te duci, te dezbraci și după aia vii și vomiți, da? Te rog frumos, nu, vomită în spate, te rog eu frumos, Valerie. Ce e dracu? Ți-am luat poșetă, vomită în poșeta aia. Și taci. Da, deci asta vă spun, o țară trebuie condusă, o țară când trebuie condusă. Ia, am luat tablete la copii. Primești și tu una. Primești și tu una, stai numai să vezi ce primești. Tablete. Da. Da, iau din banii mei, dar iau din banii publici. Ce dracu? Deci asta zic, ca să iei din banii publici trebuie să fii fără inimă, cum poți duce o țară cu inimă? Deci eu nu pot să înțeleg. În fine. Haideți la urmă, dar mai dați în fața aici la băiatul. Asta, zic, familie. Ce sunt? Mergem acasă și dormim după aia. Da. Putem să... Pot să... Valeria, nu acum. Doamne, haideți, repede, că ne vine... Oh, Valeria. Bă, haideți, stau singură, du-te de aici. Stai aici, haideți că... Sprijină-te aici, te sprijin tu aici, așa. Hai, vă rog, haideți. Deci, ultima întrebare. Nu vreau, șată ziua, bună ziua, încerc să mă... Te, băi, nu mai enerva, mă, că te, efectiv, uite, îmi strici aici pupitrelul. Te rog. E un material, mă, să-și facă rochie. Nu. Dacă e fericită. Haideți, vă rog. Domnule, mai aveți o întrebare? Da. Haideți, vă rog, ca să terminăm cu circul ăsta. Bun, Băsescu a anunțat candidează la primărie în București. Da. Ce poziție aveți? Ce poziție? Păi ce poziție cine, aveți? Marinarul ăla nici de marinar nu a fost bun. Cum candidează? Cum va candida? Cum va... Te referi la boală? Mi-a plăcut cel mai mult. Ăsta, nici măcar n-a fost mai... Deci el știe singurul port... Deloc nu sunteți serios. Singurul port pe care îl știe domnul Băsescu este portul Chitila, pe care și l-al știe... Chilia. Îmi pare rău. Deci, singurul port pe care îl știe domnul Băsescu este portul Chilia. Și l-al știe din melodii, săracu. Și acum vine el să salveze un oraș care se scufundă. Ai, ce dracu. Și băgați-mi. Te rog frumos. Frumos, Valeria. Nu? M-am gândit că se potrivește, l-am adus de acasă. Oameni ca să te ajut. Oameni dragi, vă mulțumesc din suflet. Ce, gata. Este, îmi pare, ce să rezolv? Dar ce să rezolv? Vă întreb, ce să rezolv? Termin. Nu, bla, ce dracu. Luăm pauză până în toamnă, mergem în vacanță. Te-ai și bagajele? Haide. Da. Gata, vale. Stai să-mi iau. Păi și noi ce facem în timpul ăsta? Puneți întrebări în altă parte. Unde? Cui? Nu ne ascultă nimeni. Dacă ți-a plăcut acest sezon din Purtătorul de Cuvânt, dă subscribe și apasă pe clopoțel ca să știi când revenim cu sezonul 2.